Domnule Iuga, anul 2017 a fost primul an în care s-au născut mai mulți copii în diaspora decât în România. S-au născut peste 630.000 de copii în diaspora. Copiii aceștia, ai românilor din diaspora, vor crește într-o lume foarte diferită de cea în care am trăit noi. În sociologii din Marea Britanie ne spun că aproape 50% din populația Marii Britanii se identifică cu none, adică nicio religie, când sunt întrebați ce religie au. Noua religie este să nu ai nicio religie. Copiii noștri vor merge la școală cu alți copii din aceste familii. Ce sfaturi le-ați dat dumneavoastră părinților pentru creșterea și educarea copiilor în contextul în care trăim? Bănuiesc că toți știți că noi am putea răspunde și scurt, dar nu vrem să vă dezamăgim. Și atunci dăm varianta lungă. O să încerc varianta medium. Soluția lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Soluția Domnului Iisus Hristos suntem noi. Soluția noastră este... Adică cine am fi noi să găsim o soluție care să înlocuiască soluția lui Dumnezeu. Este foarte clar cuvântul pentru părinți. Crește-ți. În convingerea mea, părintele Nan va crește câțiva Nan. Și părintele creștin care vede privilegiul și simte responsabilitatea creșterii copiilor, va crește copii, oameni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acum, toți știm că meseria de părinte nu este pentru lași, toți știm că investiția în copii este de 10 de ani și pentru creșterea bună a unui copil ai nevoie de timp și de bani. Noi avem două mici probleme. Și atunci ne plângem de ce copiii pe care i-am făcut noi și care seamănă foarte bine cu noi, doar că puțin amplificat, adică noi am semănat vânt și culegem furtună, sunt mai răi decât noi care am fost educați de bunici, de părinți, de societate, am fost aduși în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, adică vorbim de oameni cu un alt calibru spiritual. Vorbim de o societate în care am crescut eu când localitatea îl ajuta pe tata să mă crească. Eu am crescut într-o zonă unde, de când mă știu, se folosea sistemul wireless. Dacă eu mergeam un kilometru sau doi în sat și nu salutam fiecare babă, moș, tânăr, cu lăudat fie Iisus, eu nu ajungeam acasă și tata știa că n-am salutat. Și tata cunoștea câteva limbi străine. Una din ele, nu știu care a fost, când fratele meu a făcut ceva în adunare, a coborât tata de la amvon, l-a scos afară din adunare, cred că i-a spus ceva în limba rusă, că de atunci noi n-am mai mișcat în biserică. Dar ce vreau să vă spun? Omul care nu neapărat îl simte... Omul care nu neapărat îl simpatiza pe tata avea următorul concept. Ăsta e pruncul lui Mihai Pocăitu. Dacă nu salută, înseamnă că n-are bun simț și taică-s-o trebuie să știe lucrul ăsta. Și tata trecea la alfabetizarea mea. Acum, noi trăim în adunări creștine, unde fratele de lângă mine, nu Mihai, și nici, da? Îi spune, nu fi prost ca taică-tu. Și te învățăm noi cum să faci împotriva învățăturii lui Hristos și acoperim noi să nu afle nimeni. Și atunci întrebarea mea, dacă noi, o generație în care s-a investit enorm de mult și totuși am devenit ceva numai prin mila lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu generația în care părinții au următoarea întrebare cu care vin la mine, așa o traduc eu. Spun, domnul Iuga, noi n-am semănat grâu deloc, că n-am avut timp.
Vrășmașul a semănat neghină în mod permanent. Și avem o frământare. Cum de a crescut neghina și nu grâul? It's too deep for me.